Consilierii județeni s-au întrunit astăzi în extraordinară pentru a supune spre aprobare 6 proiecte de hotărâri care nu mai suportau amânare. Primul punct de pe ordinea de zi a vizat modificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu pe anul 2013. Cel de-al doilea punct supus spre aprobare s-a referit la planul local de acțiune pentru mediu. Un alt proiect de hotărâre care s-a aflat astăzi pe ordinea de zi a consilierilor județeni a numit-o pe Teodora Avram în funcția contractuală de conducere al Centrului de Asistență Medico-Socială Mogoșe. Punctul 5 a venit în completarea punctului 4, care privea încetarea raportului de serviciu al Teodorei Avram din funcția de director executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Ședința extraordinară s-a încheiat cu aprobarea proiectului de hotărâre privind delegarea atribuțiilor funcțiilor publice de conducere vacante de director executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Toate cele 6 puncte ale ordinei de zi au trecut de voturile consilierilor județeni.